Stăpânii pe Geoaște Entertainment. Cred că acum se filmează Crysis 3 și eu trebuie să plec. Pa! Pa! Genială, nu mă, bun, eu filmez, eu Damian Monea, eu filmez Crysis 3 și Bogdan a plecat. Bun, Geoaște Entertainment. Niculescu? Da? Spune-i tu, te rog, lui Dondea, dacă, că, cred că el îmi dă mesaj acum, dacă... Da, și mie îmi dă mesaj. Spune următoarele lucruri, te rog, din partea mea. Nu îi răspundem, vorbește în continuu, plus că nu-și pune căști sau, deși sunetul ăla de fundal idios, deci spune chestia asta, că nu-i răspunde. Acum, șt, puțin, vă rog, dacă nu vă deranjează, că da. Avem de filmat. My name is Karl Rasch, and unlocking these files will be my last as head of Hargreave Rasch Biochemical. Please listen carefully. You need to know the truth. The alien creatures we call Seth have been here for millions of years. We discovered them during the Tunguska event and harvested their technology. With that stolen knowledge, we founded this company. We created a virtual team and sent them to Lingshan to field test our experimental combat exoskeleton, the nanosuit. The team's leader, Prophet, knew more than the others. But we didn't tell him everything. The nanosuit is fashioned from alien material. No, I had no idea it would call out to the sleeping Seth. This was our first war with the aliens. Only two raptors survived. Psycho and Prophet. Prophet was changed by the encounter. Forever tainted by prevail. But the aliens were they adapted to our environment and attacked us again. Genial, deci mai Prophet fought them in New York, evolving his nanosuit into a weapon of awesome power. But the alien contamination brought him even closer to the Seth. So he replaced his tainted flesh. Then turned the Seth's own weapon against them, obliterating their forces. But he was betrayed. Sel turned on Prophet without my knowledge. They took credit for the victory in New York, and now they are in Washington, seizing power. The Seth are defeated, but their technology is still deadly. Cell are harnessing that technology to dominate our economies. I ask only one thing. Find Prophet. He's dangerous, no longer human. But he can stop Cell. You must find Prophet. And pray he will fight to save us. One last time. Andrada! Da. Auzi, nu dă termenul badass. Da, de ce? Pentru că jocul ăsta a Crysis 3 mult prea tare. Bun. Dacă... ca ce joc e ăsta cum e? Dacă mi-ai mai zis o dată de... Împușcături. Subtitrări. Da. Atâta. Ajunge. Apply. Campaign. Asta mi-a dus uite. Mi-am ce aminte de faza aia din... de la Satana Cartoons cu Freddy, că... Bă, mi s-a mica pula, nu plânge pe Ovid după tine. Mi-a plăcut fara, cred că am tot s-a îndată vreo alipit chestia de nu știu câte ori. Bă, mi s-a neacă pula, nu plânge pe Ovid după tine. Așa. Auzi, dar te super dacă vorbești un pic mai tare. Eu? Păi, probabil se aude ciudat pentru că în același timp au ascult și Satana Cartoon și... Da, e clar. Welcome to the Nanosuit Training Simulation Environment. Training is divided into several subsections. Each subsection can be accessed individually. Here you will learn navigational control of your nanosuit. We call the nanosuit Battle Armor Perfected. But it's much more than that. Whoop. Whoop.
The navigation panel gives you real-time tactical feedback on your surroundings. Now make your way through the assault course. Poți să zic ceva? Artificial muscles assist interaction with your environment. 69. Stai la melodia cu periodul ăsta, să știi că era în dat. Coelic mi-l iau, mă duc coelic și mă cac pe mine, că am putea să relaxați. You can jump higher. You can climb further. George, cum se arată pe Florescu, ce frumos se arată ce vei. Mai știi la ziua lui cu l-a salutat? Unde mă, zici că nu fi mă. Wait for it. Timpul liber, treaba de calorifer. Ce faci, mă? Treci în comul pușă, poți să-ți facă oaza cât această ușă. Rugăm pe cei de la Satana TV să nu ne acuze de plagiat. Ce, înregistrați acum? Da, noi filmăm, de fapt eu filmez acum. Dar aceste replici sunt prea amuzante ca să nu fie pronunțate. Da, așa. Toate drepturile aparțin celor de la Satana TV. Respect. Rafael. Nu. La cine îmi trebuie mie altul? Alte patru. Nu mai mă la asta. Asta îmi trebuie. Dați-mi drumul. Da. Mouse, n-am sus, tab. Da, tu ce faci, mă? Menu, asta. Facem Andrada. Ce faci, Andrada? Nu vreau să știu eu. Eu am scos ca dacă eu sunt pe cea foaie de timpul liber cu tava de calorii. În afară de... Poți să capă aici? Sunt chiar curios să faci asta cu tava de calorii. Și mie. Nu pe bune, asta e un calorii. Dar la care țeavă se referă? Asta e întrebarea. Nu te refucă cât de poate. Tu ai zis că faci asta. Use your weapon sights. High definition verifiable eye lenses give you unmatched accuracy. Even with fast twitch recoil compensation, rapid fire is inaccurate. Use semi-auto to improve kill ratios. Weapon customization allows for on-the-fly attachment swap-out to adjust to changing battlefield conditions. New attachments are automatically added to your inventory and are always available. Mount the scope to engage distant targets. Dați-mi drumul! Accelerated reflexes make switching to your secondary faster than a reload. Damian, am început o carieră la FIFA și ghești cum mi-am numit caracterul. Your visor will alert you to ammunition restock locations. Nu, dar sunt german, gândește-te la un nume german. Ești bit în zi. Nu. Klaus. Cum? Fritz Futterman. Telemetry integration allows active target aiming assistance. The nanosuit offers only partial protection from withheld grenades. Throw them within 4 seconds. It's bad joke. This tutorial is complete. Continued free practice is supported by this module. Nu, mă, și speria asta.
Rafael. Da, ce nu-i juleta mea? Rafael. Cine e Rafael măcar normal cu fura? Pâhâa. Da, ai văzut a mea? O fără Rafael cu buși. Cum mine vorbesc? Te cheamă cumva Rafael? Some functions drain energy faster than others. Energy is recovered automatically from multiple sources within the environment. Stand by for nanosuit function training. 16-39. Nu mai era prostit, te gândești. Întrebare, încă filmat. Armor mode deflects incoming fire. The more damage deflected, the greater the energy consumption. Andra, dar nu suntem experți în editare. Am văzut un match, dar de ce asta e? Niculescu, acum e mai liniște, acum o pot auzi mai bine. Ce a spus Andra? 16-30. Nu, după. Ați auzit. Să o edităm, să o scoatem. De tot ce să duc. Bogdan mai este aici? Bogdan, Bogdan, ia striga, stai un pic striga. Bogdane! Da, chiar urlă la el, du-te. Nu Bogdan, nu Bogdan. Bă, nu, light around the nanosuit, making it practically invisible. The faster the movement, the more energy is required. Nu cred că ți-am spus. Știi, am găsit cu cine seamănă Bogdan. Pu? Da. Mănâncă, doarme, seca. Combine nanosuit modes dynamically. To maintain combat advantage over your enemies. Da, asta e adevărul. A rezultat, Nicolă. Hai, Bogdan. Mănâncă doar și se cacă. Mănâncă doar și se cacă. The nanosuit monitors cortisol stress hormones in nearby enemies to calculate observability. Ar trebui să scrie acolo, inspirat din viața lui. Via your HUD stealth meter. Săracul Bogdan a repetit atâta la 5. Da, vai, ce ne facem, fetele? Da, așa, hai că am dat sunetele mai mici, să vă și pe voi. Nu știu ce trebuie să fac, să Cloak mode provides silent kill opportunities. La 5 fără 20 să mă duc și o să mă pregătesc pentru antrenament. Bă, 6 fără 20, bă, 4. 6 fără 20, așa, acum ai 5 fără 20. La 6 fără 20. Here we will cover advanced elements of nanosuit combat operations. Vorbește mai și tu ce se întâmplă acolo. Ce să vorbesc, e foarte clar, deci vorbește ăștia, un narator zice acum caracterului tău îi crește părul în nas. Deci mai atât mai are să zică. The tactical visor analyzes the battlefield topography. Și mie crește părul. Computer system exploitation or hacking is another function of the tactical visor. Las un braț. Un păr. Andrada, tu știi faza, mă, cum să vezi dacă ai o minte normală? Deci, dește-te la o țară cu D. Nu, normală, mă, Niculescu, dacă ai minte comună cu altul. Comună, stai, că facem testul ăsta, facem pe cei de pe YouTube, da? Deci fiți atenți, toată lumea. Gândiți-vă la o țară care începe cu D. Nu o spuneți, Andrada, să nu o spui. Gândește-te. Ia a patra literă și gândește-te la un animal, la un animal care începe cu litera aia. Și apoi gândește-te la culoarea animalului. V-ați gândit? Gata, Andrada? Stați că ne urmă după Andrada, că... Andrada, te-ai gândit? N-am fost atent, ceea ce ți-ai spus. De ce nu mă miră? De ce nu mă miră? Deci, Andrada, hai că-i spun eu, tu lasă că-i spun eu. Andrada, fii antenă, ești antenă? Da, sunt atent, acum că l-am dat. Așa, gândește-te la o toară cu D. N-o spune. Ok. T-ai gândit? Da. Ia a patra literă și gândește-te la un animal. Manus, când ai terminat. Ok. Și gândește-te la culoarea animalului. Ok. Te-ai gândit la Danemarca, elefant și gri? Da. Asta înseamnă că ai minte
comună. Comună pătrunul. A, da, mea ne... i-am făcut asta unui coleg. Ce ai zis? Dacia, iepure și alb. Dacia a fost și-a lumentat o țară. Damiane, mă gândeam prima dată la Dubai. Da, da, normal că te gândeai, Rada. Dubai nu e o țară, Dubai e un oraș. Da, știu. Știu, tocmai de-aia n-am pus Dubai. Și să nu zici că nu mai e altă țară cu D. Ba, dar când ai zis prima dată ceva cu D, m-am gândit la Dubai. Și după aia am zis că e țară. Niculescu. Da. She wants the D. Oh, bravo, da, da, bravo. High five. De ce mă nu merge la asta? Dar am întrebare și pe telefon. Da, de ce? Că se aude. Normal, ai pe telefon. Faci cumva din sticla și astorci sticla în mână? Nu. Atunci ce se aude? Voi un clic clic așa. Stai așa. Acum auzi chestia? Da. Acum mai auzi? Nu. Acum auzi? Acum las-o mișu. Ok, spune-mi ce e. Bă, de ce nu mă enervează? De ce mă nu pot să mă mișu de ăla? Spune ce se aude atunci. Păi am un difuzor atât de tare, încât dacă mă învârți sau, mă rog, mai fac altceva, se aude cuvântul și bănuiesc că astea fac. Nu știu ce auziți voi.